patru partide excelente, echilibrate, cu multă, multă luptă adevărată. Mergem în a doua parte a galei, următoarele patru partide așadar. Suntem undeva la categoria 70 de kilograme și vom vedea meciul dintre Mădălin Grosu și Gabriel Bozan. Iată prezentarea grafică a celor doi. Primul care intră în ring este Mădălin Grosu, luptător din Brăila, nume de ring Kamikaze. Luptă pentru dorul din Brăila, Dorel Beșleag este antrenorul său. Mădălin are 25 de ani, 1,68 m înălțime, la cele 70 de kilograme și două meciuri la profesioniști, o victorie și o înfrângere. And now, introducing his opponent to the red corner, Gabriel Bozan! Mult mai experimentat arădeanul Gabriel Bozan. Un nume bine cunoscut al acestei categorii, Bozan Kickboxing este clubul său. Iată așadar cât de important este numele de familie, dacă vorbim de fapt de o familie mult implicată în kickboxing. Ruben Stoia este antrenorul acestui luptător de 29 de ani, pe care îl vedem acum urcând în ring. 22 de meciuri, 18 victorii, dintre care 5 prin knockout. Practic e o distanță mare de experiență între cei doi. Să vedem cât de mult va conta acest lucru. Pentru că până acum toate cele patru meciuri au fost foarte, foarte echilibrate. Bozan calcă cu mare grijă pe treptele acestea și intră, așa cum ați observat, cu piciorul drept în ring. Nu știu dacă a făcut-o sau nu intenționat. Prezentarea celor doi, așa cum ne-a obișnuit ring announcerul, făcută într-un stil exploziv. Prezentare specială pentru Kamikaze din Brăila. Așadar, prezentat și el în stil american, dacă putem spune lucrul ăsta. Suntem la Arad, vă reamintesc, am trecut la a doua jumătate a unei gale cu foarte multe meciuri spectaculoase. Suntem gata, nu-i așa, pentru încă o bătălie, cum au fost toate cele patru de până acum. Cu șortul negru, Gabriel Bozan este marele favorit în lupta cu brăileanul Kamikaze din de la Doru Team. Start așadar în meciul al cincilea. Bozan pleacă cu o lovitură bună de genunchi. Grosu încearcă să fie mai agresiv, este un luptător de Kyokushin. S-a blocat bine aici la lovitura de genunchi a lui Bozan. Hai să-l vedem pe Bozan, care are totuși mai multă experiență, dar Grosu arată destul de multă viteză în execuție și un pic de curaj acolo, aruncându-se pe adversar. Nu-și calculează bine însă pașii aici și primește o stângă grea la corp. Iată și o dreaptă. Bozan pare a fi superior în lupta pe brațe, se blochează bine, iar combinațiile pleacă fulgerător. Nu și de data asta, lovitură de genunchi destul de bine aruncată însă. Oh,
dreaptă, contra, excelentă, de dreaptă pentru Bozan. Grosu se aruncă de multe ori periculos asupra adversarului. El trebuie să fie foarte atent pentru că orice contră care îl prinde acolo poate închide meciul. Bozan încearcă din nou acea lovitură sărită cu genunchiul. Dreapta merge bine. Bună lovitură de picior pe interior, o lovitură joasă. Și iată, în stânga, prinde direct adversarul. Momente grele pentru Grosu, care dă și el drumul la o dreaptă destul de bună. Bozan un pic mai atent în astfel de situații. Excelent, stângă Bozan. Grosu se clatină, dar nu renunță la ideea de a ataca. Arbitrul îi desparte aici. Sigur că la această categorie Bozan așteaptă o luptă cu Kaliniuk, o luptă pentru titlu care poate pune multe întrebări. Deocamdată, iată-l pe Grosu recepționând pumni din toate direcțiile. Dar e un băiat rezistent, nu dă semne că s-ar clătina, deși a luat vreo 4 sau 5 lovituri în plină figură. Încă o dată o stângă aruncată din scurt, un geab bine aruncat de Bozan. Și lovitură de genunchi. Lupta devine periculoasă pentru Grosu. Nu renunță însă la ideea asta de a se implica în schimburi dure. Două stângi și colțul ringului e greu de găsit de Mădălin Grosu. Mult mai multe lovituri clare a aruncat Bozan și a reușit de a face Bozan. Numai că le-a aruncat, dar cum spun americanii, ele și-au găsit adversarul acel landed, în dreptul căruia Grosu a apărut o țintă destul de mare. E o rundă interesantă de urmărit, chiar amuzantă pentru cei care sunt neutri, evident, pentru că Grosu se aruncă la luptă indiferent de consecințe, iar consecințele au fost dure de multe ori, numai că băiatul duce. A arătat asta, iată ce genunchi în plină figură aici și apoi dreaptă. Croșeu recepționat în plin, dar Grosu, the next round. Time. Cum mai spun fotbaliștii, așa ușor în glumă, a luat totul pe piept. Start în al cincilea, în repriza a doua, al cincilea meci al Galei de la Arad, Coloseum 31. Bozan pare să aștepte orice mișcare greșită a adversarului. Genunchiul intră din plin acolo. Grosu, pentru Grosu parcă nu contează. Se repede pe adversar. Deși fața lui e un pic turtită de aceste lovituri. Serios avariată. Numai că are inimă de luptător și are curaj. E încă o lovitură înaltă de picior. Un doiul vine, intră atât de clar. Grosu recepționează și acea lovitură de picior de întâmpinare, se aruncă pe adversar și primește din nou lovituri clare. Pare că rezistă din ce în ce mai greu, respiră cu dificultate, încearcă să-și tragă sufletul dreapt, aruncată de Bozan. Grosu le ia pe toate, parcă, indiferent ce aruncă Bozan, Grosu încasează și arbitrul trebuie să fie atent acolo, pentru că pistoanele acelea aruncate de Bozan, a ratat-o pe asta, altfel era dificil pentru Grosu să o ducă până la capăt și pe aceasta dacă ar fi luat-o. Bozan e mai calm, mai lejer în acțiuni. Grosu încearcă acolo să arunce și ultimele resurse, dar e greu. Normal, e un timp bun pentru Bozan de a închide meciul aici. Bună lovitura asta la corp. Grosu are dificultăți de a se apăra încă o dată. Dreapta intră clar. Două drepte clare. Grosu rezistă totuși fără a tremura, fără a pune genunchiul jos, dar trebuie să fim atenți la el pentru că pare a fi la capătul puterilor. Genunchiul încă o dată. Lovitură repetată. Bozan domină categoric lupta.
stânga și încă o dată la cort. După lovitura asta atât de bună la corpa lui Bozan, așteptăm stop ca lucrurile să se termine repede. Grosul întoarce spatele acolo un pic. Lovitură înaltă de picior și încă o dreaptă se clatină Grosul, dar rămâne pe picioare într-o poziție în care încasează. Oh, câte lovituri! Grosul primește din toate direcțiile, dar rămâne în picioare. Extraordinar, Bozan! Grosul chiar aruncă și el o dreaptă. Genunchi, recepționat din nou, ultimele secunde din această repriză. Grosul parcă se duce acolo ușor în jos, dar cred că este numărat cu această lovitură la corp. 3, 4, 5, 6. Îl salvează gongul aici, dar mare de dus o repriză și nu-i va fi deloc ușor. Pare tasat de lovituri Grosul. E o pedeapsă în ring suferită de el astăzi. Pleacă din ringul ăsta, pare a-i spune Bozan, e ringul meu, e orașul meu, de ce mai stai aici? Cred că va arunca prosopul antrenorul său, pentru că până la urmă Grosul a demonstrat multă bărbăție, dar a încasat prea mult aici. Cel puțin finalul de repriză a fost unul îngrositor pentru el și cred că va arunca prosopul antrenorul. Și nu face deloc rău dacă e greu să cred că lupta asta mai are continuare. Sper că antrenorul să se țină de cuvânt acolo și să arunce prosopul. N-are ce să mai caute Grosul în ring. Mădălin a luptat cât a putut. The fighters in center of the ring. Time. It's over. Omul din colț a aruncat prosopul simțind slăbiciunea elevului său și a făcut bine pentru că lupta asta nu avea ce să ne mai dezvăluie. Bozan era mai bun, a dominat categoric. Ce am fi avut de văzut? Poate o prăbușire a lui Grosul, dar nu cred că își dorea nimeni asta după ce a rezistat ca un leu în ring două reprize încasând atât de mult. Victorie clară pentru Gabriel Bozan la 70 de kilograme. Așteptăm să-i vedem brațul ridicat, dar n-avem vreun dubiu aici, pentru că, evident, lucrurile au mers în direcția asta în tot timpul partidei. Ei bine, așteptăm decizia, ia vine acum. This battle comes to an end by tactical stoppage due to the corner throwing in the towel. Your winner by TKO, Gabriel Bozan. Oficial va rămâne scris că e knockout tehnic pentru Gabriel Bozan după o bătaie strașnică primită de Grosul.